Salut, frate, și bine v-am găsit la un nou episod de FIFA 21 Pack Opening. Premii de la Icon Swaps, practic. Niciun premiu de la altceva. O să fac Icon Swap-urile, din care sper să-mi pic ceva șmecher. Evident, un Team of the Year ar fi super fain, dacă nu mă mulțumesc și cu un Neymar Team of the Week. Dacă nu, bine, orice rating să pot să bag la un nou Icon SBC. Dacă vă place seria asta, nu uitați să apăsați pe butonul de like. E foarte important să vă abonați și legendar de important. Cel mai important, ultra mega tractor avion, să-mi dați un follow pe Instagram. Să folosiți codul CTXPGG în cazul care vă cumpărați orice de pe PC Garaj. Și un pix. Nu știu dacă vând și pixul oamenii, dar nu. În fine. Ne băgăm aici și la squad building-uri. Icon swap-uri. Mamă, ce m-am speriat. Am crezut că au dispărut icon swap-urile. Era în ceva gen, bă, cred că am dat de gard. Bun, o să fie pachetul ăsta, pachetul ăsta și două ultimate pack-uri. Atât. Din ăsta, sincer, nu aștept suficient ceva șmecher. Adică la toată lumea am zis cu picat chestii. Mega, mega. Și mega walkout-uri și avioane. Deci, te rog frumos, domnule pachet, să nu mă dezamăgești. Scrieți și voi în comentarii în cazul în care ați făcut icon swap-urile cu manevra asta, gen. Pachetele astea. Ce ați primit? Unde e icon swap? Bun, deci aici trebuie să bag 5 parc. Abia aștept să le deschid, dar chiar la astea am așteptări mari, sincer. Am văzut că sunt super boostate pachetele. Am că evident, așteptările pot să ducă la dezamăgiri foarte, foarte mari. 83. Plus puteam, uite, exemplu, să iau Vidic direct. Cât mă costă astea? Erau 3 cu... Nu, stai mă, ele erau... 5 erau? Nu mai știu câte swap-uri au fost. Cred că l-au fost 5. Dar cred că 10 erau în total astea. Deci 10 swap-uri. Puteam să le iau pe Nemanja Vidic, de exemplu, și ăsta de 85 plus. Am zis, bă, frate, ce să ne luăm Nemanja Vidic când avem Varan și cu... Am uitat cum îl cheamă pe ăla. Cannavaro. De ce uit tot timpul cum îl cheamă pe Cannavaro? Nu știu. Puteam chiar să iau Gicuț. Puteam să mai iau ceva de 10 astea. Puteam să iau direct Base or Mid Icon Pack. Dar am zis, frate, resursele astea de aici o să le bag direct la un Base or Mid Icon Pack. Creier. Adică iau și șansa la un Team of the Year. Și oricum fac resurse pentru un Icon Pack. Creier sau creier? Normal creier. Nu dai. Creier, creier. Super creier. Bun, nu știu cât e. Mamă, ce m-am speriat. Credeam că întrebe aici 5. Bine. Și mă iam, bă, unde mi-s swap-urile? Da, între 3 și dincolo 2. Bun. Și ultimate pack-urile. Și am rezolvat și treaba asta. O chestie super pozitivă. Tot respectul pentru chestia asta cu eSports, domnilor, că ați băgat icon swap-urile cu friendly-uri. Nu mai fost cu Rivals, la Rivals era show, deci chestia asta e chiar o chestie pozitivă și pot să zic, forță și respect eSports. Deci asta da, n-am ce să comentez în această direcție. Bun, în episodul trecut, în cazul care n-ați văzut, treceți și pe acolo dacă vreți, bineînțeles. L-am prins pe Nenea Varan. O să-l folosesc pe Nenea Varan. Nu cred că-l mai fac pe Nenea Boateng, deși eram foarte tentat să-l fac pe Nenea Boateng. Am zis, bă, dacă îmi dă ceva de la Team of the Year, facem echipa în jurul ăla. Dacă nu, îl fac pe Nenea Boateng și le iau și pe Nenea. De fapt, l-am deja pe Nenea Neuer la club. Nu s-a întâmplat nici una, nici alta, deci Moș Crăciun și prietenii săi. Mai există acum o șansă. Dacă îmi dă Neuer Team of the Year, o să-l fac pe Boateng, clar. Dacă nu, ai ultimate pack. Nu prea am spații pe market, din păcate. Dar ce să faci, n-ai ce să faci. Walkout, începem bine. Cred că e Team of the Week, dar nu sigur. CB, ba nu-i Team of the Week, că am uitat cum cheamă cu nenea asta. Este nenea cu Libali pe care nu-l mai am, deci este super bine. Îl băgăm la SBC. Dansul ploi. Haide. Ăla-i totiche. Ai grijă la al treilea picior. Bun. Mai fi ceva în spate. Mamă, doi infori forțichi. 1.84, 1.83, pe acolo, încă 1.83. Not bad. Jucători din ăștia pe care îi bag la Quixeleanu. 13 duplicate. Asta mi-e un pic ciudă că am primit mulți duplicați din ăștia și nu m-am băgat să fac upgrade-uri pe una. Cum să zicem, melene. Aia e. Un mech e mai prost. Ce să faci, n-ai ce să faci. Mai am plântă. Ce sinia. Bun.
Poștii băgăm așa, poștii trimitem la castraveț. Și toată lumea e fericită. Încă un ultimate pack. Sunt surprins că mi-a dat, sincer, walkout. Nu de altă, dar ați văzut pe episodul trecut, mi-a dat vreo 4 walkout-uri, parcă, din ultimate pack-uri. Deci mă așteptam cumva să nu mai fie walkout-uri. În ăsta n-ar trebui să fie în mod normal, după cum ziceam. Cunoaștem deja pachetele, dai Team of the Week. Olanda, Striker, cred că e ăla cu numele om, nu? Ba nu, Oadu. Asta e că ăla nu e din Olanda. E ceva, inform din ăsta cu nume din la extrem, extrem de dubios. Bună șerie, oricum, dacă sunt tradable, îi băgăm la vânzeration. Ok, nu sunt tradable. Mai facem vreo 2 leșii de pe ăștia. Pangeli, 16 duplicati, ești nebun. Din ăsta plus ce am vândut în pachetul trecut, făceam deja 2 upgrade-uri din alea. Aia e. Leniei cu conă mare, cică. Așa se zice. Opa. Nu. Cum îi dau înapoi? Băca mea ștenic. Cap de ghindă. Bă, dar stâmpit? Ce buton a pus, frate? Mamă. Băieti. Creier, not responding. Trimitem la club. Așa, bravo. Hai. Până la urmă am reușit. Yay. Asta este, băieti. 85 plus. Evident, ei vreau să fie ratingul cât mai mari. Dar să nu pice dubluri, să nu-mi dea Arkelor, Navas și Koulibaly și ăștia, să-mi dea ceva ce nu am încă la club. Walkout, evident. Era culmea să-mi dea walkout. Inglaterra, left winger. E bine, e bine că nu l-am pe ăsta. Pe mustață ăsta, Sterling. Not bad. 8-8 rating. Stai cu minții că te pleznesc. Mamă, frate, deci m-o spart cu Navas, bă, ești nebun. Deci e al treilea pe care îl prind. Trebuie să dau din ăla, recovery la 2 Navas, deja. Aia e. Bun, Thiago Silva, Insigne și Godin. Slăbuț, slăbuț. Mă așteptam să fie măcar încă un 8-6, 8-7 pe acolo, pe lângă Navas. Dar e ok, aia e ce să faci, ce faci. Și pachetul care în teorie e cel mai OP. În practică, nu știu ce să zic, dar te rog, nu-mi da dubluri, da? Te rog, fără dubluri, domnul. Te rog. Un Team of the Year n-ar fi rău, că 100% nu-i dublură, nenea. Stai să văd că am zis că o să deschid un pachet. Nu l-am băgat încă. Adică bine, știu că a fost la un moment dat, dar vreau să deschid un pachet de 85.000 sau 80.000, ceva în genul. Pachetul ăla nou, care are 81 plus în el. Unul singur, atât vreau să deschid. Haide, Gigele. Pachetul cel mai OP din joc. Am văzut că o prins alții Neymar și Mbappé în același pack și nebunii din asta. Team of the Year! Portugalia, sătă. Ce am? Bruno, mă! Nu cred! Mi-a dat Team of the Year! Nu cred! Team of the Year, frate! Cine s-ar fi așteptat la așa ceva? Bruno Fernandes, titular categoric până la finalul jocului. Holy spanac în curul gol. Știți că am zis că nu o să mai fac absolut deloc Weekend League Live? Cred că o să-mi calc pe promisiune, deși am promis. Am promis că nu mai fac Weekend League Live. Dar cred că o să-mi calc pe promisiune. Nu cred. Deci nu cred. Cred că dacă îmi dădea Cristiano Ronaldo, nu ne mai auzeam că făcea mare infarct. Nu cred că mi-a dat Team of the Year din pachetul ăsta. Like, băieti, like. Și Bruno zice. Deci nu cred, mă. Și ăsta e unul dintre cei mai bine, evident, dacă scoți pe Cristiano Ronaldo și Mbappé. Nu, da, Cristiano Ronaldo, Mbappé. Cred că e doi dintre cei mai scumpi. Și după aia vine ăsta, nu 100% sigur. Bă, ești nebun și fix un CMCDM mi-ar fi trebuit în echipă. N-ai cum, bă. Deci nu ai cum, bă, frate. Nu ai, bă, n-ai cum, mă. Nu-i contul meu. Uită-te și tu cât e 5 milioane, bă. Bă, ăsta îl joci striker, îl joci CB, left back, ce vrei îl joci. Uită-te shoot, uită-te pase. Deci nu ai cum, bă, omule, mă. Mamă, îi trântiesc un shadow-ul ăsta, dar nu-l pot juca. N-am cum să-l joc CDM pe ăsta, n-am cum să-l joc nici CM pe ăsta, trebuie să-l joc striker, ești nebun. Deci nu cred, mă, că mi-a dat Team of the Year.
Mă, cum să îmi deam eu Team of the Year, mă, la cât? No, nu prea zic eu lucruri bune de FIFA. Mi-au dat Team of the Year. Și și Team of the Year gen din top, și adică nu Team of the Year Arnold, că no, aia e Arnold, îl luam și îl băgam acolo și mă gândeam, bă, Doamne ajută să vină SBC-ul ăla cu Player Moments. Nu, cu Icon Moments. Dar mi-l-o dat pe Bruno, frate, pe care îl joci și la FIFA 24, ești nebun. Ți-ai dă capul și de zile lui Petronel. Deci nu-mi vine să cred, sincer. Bă, nu mă așteptam, v-am zis, nu mă așteptam să-mi dea Team of the Year, îmi doream să-mi dea Team of the Year, dar nu mă gândeam că are cum să-mi dea mie Team of the Year, bă, mie. Anul ăsta a fost cel mai bun an pe pachete. Dar, din păcate, a fost cel mai slab an pe gameplay. Deci m-au spart pe gameplay. Câți nervi am făcut anul ăsta la gameplay, nu mi-am făcut niciodată. Deci nu cred, bă. Mi-l-o dat pe Bruno Fernandes, ești nebun. Sunt oameni, uite, de exemplu, Scarouz. Hai că da. Cum îl cheamă pe ăla, mă? Castro, frate. Deci Castro a băgat o grămadă de bani în joc. Bă, ăștia nu-i bag, de fapt. Oricum nu mai am pachete. O să-i bag la un SBC. Deci Castro a băgat o grămadă de bani. Nu știu exact cât, vreo 600.000 de FIFA points ca să-l prindă pe Bruno Fernandes și l-am prins dintr-un pachet din ăsta. Bă, să zic, pârli, dar n-am muncit pentru el cine știe ce. Deci nu cred, mă, omule. Mă, dar n-ai cum, mă, cum să mi-l dea mie, mă, dar ce se întâmplă, bă, frate? Cred că scot pe Goretzka sau să scot pe Kante, nici nu știu, sincer. Care din jucători ăștia o să iasă și o să intre Bruno Fernandes în locul lui? Mamă, și mă tentează cu să-l cumpăr înapoi pe Cristi. Bă, mi-o dat Bruno Fernandes, mă, omule. Dă-o în spanac, mă. Dă-o în spanac. Deci n-ai cum, bă. Team of the Year Bruno Fernandes la mine în club. Ce e asta, mă? Ce e viața? Bă, voi vedeți când la Team of the Year? Dă-i de capul meu. Bruno Fernandes, mă. Cu greu putea să-mi dea unul mai bun de atât. Gen numai Cristi și Mbappe cred că erau mai buni. Bruno Fernandes, Team of the Year. Holy spanac în curugol. Bun. Cum am zis, am promis că nu mai fac live cu FIFA. Gameplay. Dar după chestia asta, v-ar fi păcat să nu-l vezi și voi la treabă. Weekendul ăsta nu cred că o să fac live. De fapt, nu știu dacă e... De fapt, weekendul viitor cred că o să fac live. Holy spana. Am prins Bruno. Anul trecut știu că am prins Alisson și Arnold, cred. Nu mai știu din ce pachete, dar știu că am prins și anul trecut Team of the Year, dar, no, evident, Team of the Year e așa pe care nu-i jucai. Bă, dar să-mi-l dea pe unul dintre cei mai buni. Să înțepenească porcul. Și aproape că mă tentează să-l bag înapoi pe Pogba și să scot pe Kante. Ma Kante-i Kante. Gen, Kante-ul ține în mijlocul acolo frumos. Holy spanac. Bruno Fernandes, toti. Ca să-i dăm și din ăsta. Să facem aici și da, deși poate n-ar trebui că eu o să fac și un icon pack. O să ieți în episodul următor. CF. Atât îi dau, nu-i mai dau altceva. Și punem antrenorul. Să fie pe Inglaterra și aia a fost Bruno Fernandes. Prima dată când am văzut flerul ăla am crezut că îmi dă Champions League, am văzut că e manevră. Poate să-ți dea gen Champions League. Dar când am început să văd gen MOV, toti. E Bruno Fernandes. Bă, mare pula n-am avut anul ăsta la pachet, e sincer. Și așa mi-e ciudă că jocul e, no, nu știu, poate pentru alții e genial jocul, dar pentru unii e mega kill și nervi legendari. Asta mi-e cel mai ciudă, că dacă era gameplay-ul decent, anul trecut a fost rău gameplay-ul, dar nu așa rău ca anul ăsta, nu știu, anul ăsta mi se pare, ori nu-i pe stilul meu, oriceva, dar anul ăsta mi se pare super ciudat gameplay-ul și mă rupe legendar la nervi. Bă, dar la pachete n-am ce să comentez, frate. Deci anul ăsta nu pot să zic nimic de pachete. Deci nu-mi vine să cred. Uitați-vă și voi ce echipă. Și e full untradeable, știi, adică
Nenea, nici măcar un coin n-am băgat în echipa asta. Sau bine, n-am băgat coinuri în pachete și timp. Bruno Fernandes, băieții, cum am zis, o să-mi calc pe promisiune, deși nu-mi place, dar o să-mi calc pe promisiune și o să mai fac live cu Weekend League numai pentru chestia asta, că bă, m-au răsplătit. Și m-au răsplătit super mega legendar anul ăsta. Și deși, cum am zis, nu vreau să-mi calc pe promisiune, de data asta o să o fac. Sper să nu se mai întâmple, să fiu mai precaut când fac promisiuni. Da, Team of the Year Bruno Fernandes, sincer nici nu-l merit, că nu m-am implicat așa mult în gameplay anul ăsta. Bine, m-am implicat, dar am cedat nervos și salutare domnilor. Holy Spanac. No, ăsta e chiar cel mai bun episod pe care l-am prins eu vreodată pe canalul ăsta. Cel mai bun jucător pe care l-am prins vreodată. Cel mai scump jucător pe care l-am prins vreodată. N-am prins niciodată un jucător de 5 milioane și ceva. Sau poate am prins pe final de an, gen la Team of the Season, dar nu știu sigur. Și da, cam ăsta a fost episodul. Un episod absolut mega legendar de reușit. Abia aștept să văd ce o să pice și la pachetul ăla cu Icon Pack. Nu mă aștept să mai dea ceva, dar nici nu-mi pasă dacă dă ceva prost. Ideal ar fi un right back sau un striker, gen ăștia doi sunt pican lenți, să fie în cuplu. Aici ar intra super fain Cristiano Ronaldo, s-ar putea să-l aduc înapoi la echipă. Mă mai gândesc. Și cam asta a fost episodul, băieții. Haideți cum follow pe Instagram și ne auzim la următorul episod, care o să fie cu Icon Pack. Să aveți o super faină în continuare. Sper că ați avut și voi noroc la Team of the Year. Până la urmă, am prins ceva legendar la Team of the Year. Total neașteptat. Și da, ne auzim la un nou Weekend League. Repet, îmi încalc promisiunea numai pentru că ei sport m-au răsplătit. Altfel, era salutare domnilor. Să aveți o super faină în continuare. Salutare, salutare!